venit cu la Prof Online pe exerciții de matematică. Și de geometrie și de algebră. Da, da. Adi, mi-ai făcut programa, gata. Deci nu discutăm, avem un proiect foarte exact de tine stabilit, acela de a face și geometrie și algebră, da? Bine. Dar s-a audit pe fondal? Sau de un ecou, nu? Da. Cred că între timp o reușit el să-ți facă. Ionuț, ești acolo, nu? Urmărește. Nu mă lăsa în drum. Așa. Da, încă se aude. Probabil că noi avem o chestie de, pentru serie. Dar noi să ne apucăm de treabă. Și anume, avem în clipa asta aș vrea să vă spun așa. Deci, tema pentru acasă, clasa a șasea, copii, am observat un lucru. Nu vă sunt clare noțiunile de bază la geometrie. Să începem cu geometria. Vedeți, foarte multe probleme ADE spuneam așa. Ce bine ar fi dacă am prinde un triunghi în care se conferim fie aceea latura triunghiului, da, și triunghiului să fie congruente. Dar nu știm foarte bine cazul de congruență, nu știm foarte bine ce înseamnă congruența două triunghiuri. Așadar, noțiunea de congruență, chiar asta, nu ne e clară. Da? Uite, Adi. Aici. Segmentul AB, am să-l iau așa, segmentul AB și cu segmentul CD, în limbajul de până acum, spuneam că cele două segmente sunt egale. Dar ne refeream la lungime. Nu? Da. Ei, s-a spus așa. Mulțimea punctelor acestora nu putem să spunem că este egală cu mulțimea punctelor acestora. Pentru că aici selecționăm o anumită zonă din plan, aici selecționăm o altă zonă din plan. Și atunci, spunem că mulțimea punctelor de aici este congruentă cu mulțimea asta. În sensul acesta că nu poate să fie egalitate. Una este zona pe care o ocupă segmentul de aici și alta este zona pe care o ocupă segmentul CD. De aceea, dacă două segmente au aceeași lungime, nu se mai spune A, B și mi-ai dat să amintești. Noi, în limbajul anterior, spuneam A, B egal cu CD. Așa spuneam. Așa scrieam. Dar acum spunem că segmentul AB este congruent cu segmentul CD. Din punct de vedere, să spunem, al limbajului, este mai corect să spunem că sunt congruente, pentru că segmentul AB ia din planul acesta, a tablei, o anumită mulțime de puncte, astea care sunt toate puse în gata. Pe când CD ia o altă mulțime. Ei, mulțimea asta, nu putem să spunem că este identică cu mulțimea CD, în sensul că e altă zonă pe care o ocupă aici față de cealaltă. Și ca să fie mai riguros din punct de vedere matematic, spunem așa că segmentul AB e congruent cu segmentul CD și asta înțelegem noi că lungimea lui AB, da, mărimea, segmentul ăsta de acolo măsurat, are aceeași lungime cu segmentul CD. Deci, dacă două segmente au aceeași lungime, spunem despre cele două segmente că sunt congruente. Ca să ne fie limpede, da? Din cauza asta, s-a apelat la noțiunea de congruență. Acum, hai să construim un triunghi, dacă cunoaștem toate laturile. Notați, să se construiască un triunghi, în situația
dacă ei se cunosc toate laturile. Adică dacă știm lungimile, cu alte cuvinte. Da? Dacă știm lungimile laturilor. Și am să iau trei segmente. Unu, al doilea și al treilea. Deci AB, BC și CD, să zic. Vrem să construim cu aceste segmente un triunghi. Păi, cum propune să facem? Deci undeva, într-o parte, într-o zonă. Hai să ne zicem în zona asta. Deci să construim triunghiul folosind cele trei segmente. Primul dintre face pe AB, ca să fie... Să facem să desenăm pe AB, da? Nu, pe BC primul. Pe CD. Pe CD. Acum fac să puneți la vot. Unul din ele. Pe CD, da. Pe CD, da? Bine. CD. Deci, mă uit cam care e lungimea lui. Tot așa fac și eu aici o lungime de așa. Ce 1 de 1, am să spun, că CD-ul de aici, m-am văzut ce 1 de 1. De aceeași lungime. Căutați să fie exact de aceeași lungime. Și acum, din luna te șapca de lucru, da? Da. Cum faci? Cum reușești să faci așa? Acum ce fac pe B, CB. Acum faci pe CB. Dar pe CB cum îl faci? Mai sub... Care-i deschizătura? Care-i unghiul? Cât? Cum? Păi mă duc cu compasul din C. Așa. Mă duc și iau în deschizătura compasului segmentul CB, da? Da. CB. Toată lumea se ia așa. Deci în deschizătura compasului luăm lungimea CB. Și cu compasul venim unde? Și cu compasul venim în C1. Da. În ce unul? Când din ce unul? B1 va fi, da? Cu compasul descriem un arc de cerc. Da? Un arc de cerc. Stau frumos face așa. Și în D e tot la fel. Și în A, B, B, C. Și în ce A trebuia să spunem. Da. Ce A, ca să se închide bine. Așa. În A1, ce facem acum? Luăm AB-ul. Deci, deschid lătura compasului, luăm AB-ul. Ei, și trasăm din nou în ABC. Atenție, ce e posibil să se întâmple? E posibil să se întâlnească sau să nu se întâlnească? E posibil să fie, dacă e situație de aceasta, uitați așa să fie. Deci e foarte important să sesizăm în acest moment critic. Când ducem cele două arce de cerc, da, când ducem cele două arce de cerc, există posibilitatea de a se întâlni și la voi dacă s-a întâmplat asta, s-a întâlnit, s-a întâlnit. De ce s-au întâlnit Mihaela? Poți să-mi spui, până când ei stau și se dumeresc, de ce crezi că s-au întâlnit? Sau care, în ce situație nu s-ar întâlni? Păi hai să gândim împreună acum. Nu, eu zice, acum am pus problema asta acum, pe moment. Credeți că nu s-au întâlnit? Da, sau le-a să-i... Păi, dacă pe A, B îl luăm... Foarte mare. Nu pe AB, pe ce an, dar cred că îl luam foarte mare, nu? Deci pe, noi, pe C1A1 l-am luat, da? Da. C1A1 l-am luat. Pe C1A1, dacă îl luam foarte lung, cred că nu se întâlneam. Sau pe AB, dacă nu luam foarte mic. Sau da. Așa? Da. Pentru că noi am făcut pe C1B. Dacă luam și pe AB foarte mic, corect. Nici nu se întâlneam. Nici oamenii noi nu se întâlnește. Ba da, cum să nu? A, dar tu le-ai dat... Dacă le luai ca domnul profesor, se întâlneau. Dar
Le luau ca domnul profesor. Și nu se întâlnesc? Dar nu se întâlnesc, dar nu luau corect. Care ar fi observația? Suma a două laturi, ăstea două trebuie să fie mai mare ca ăsta. Deci ca să se întâlnească, ăstea două... Primele două să fie mai mare decât cea, nu? Sau ăsta nu alții dacă le luăm. Adunate să fie mai mare ca asta. Că tot așa de bine puteam să începem construcția cu AB. Cu AB. Deci, observație foarte importantă. Ca să poți construi un triunghi, suma oricăror două laturi trebuie să fie mai mare ca a treia. Deci suma oricăror două, care le iei, primele două față de asta, a doua... Da? Deci... Suma primelor două e mai mare decât a treia, înseamnă că n-ai făcut corect. Deci eu cu felul în care l-am luat, am avut în vedere această idee, da? Dacă luam pe ăsta mic, atunci astea două ar fost mai mici decât ăsta tot. Și din cauza asta, arcul de cer care îl descream de aici cu celălalt nu se întâlnea. Nu s-a întâlnit? Da, pe el așa și ieșit. Așa. Dacă nu s-a întâlnit, este un semn că n-am respectat ideea asta. Care a luat-o pe asta? Pe prima a luat-o de bază, nu? Da. Așa. Și tu, dimensiunea acestor două, dacă le adun, te rog să le adun pe astea două. Măsoare cu liniuța. Măsoare cât are asta, cât are asta, le adun pe astea două. Și vezi dacă îți dă mai mic decât ace. Da? Eu l-am luat la întâmplare, dar probabil că am avut în vedere chestia asta. Eu sper să fie adevărată. Deci, și oricum aș pleca, dacă plec... Nu e și mai mic. E, asta era. Deci, dacă suma astea două e mai mică decât a treia, nu mai poți face triunghiul. Asta e tare chestie, trebuie să o ținem minte toată viața. Mai mic. Deci, ca să construim un triunghi, suma a două laturi... Trebuie să fie egală cu a treia. Trebuie să fie mai mare. Mai mare decât a treia. Nu mai mică, că nu se mai interesează, nu mai poți să obțin. Mai mare, da? Suma oricărui, notați-o, foarte important, important. Important, da? în orice triunghi, suma a două laturi e mai mare decât a treia. Da? În orice triunghi, uitați, desenez un triunghi, A, B, C, A mic, C mic, B mic, totdeauna A plus B e mai mare decât C. Am bătat cu litere A mic, B mic, C mic, în felul următor. Latura care se opune unghiului A, se notează cu A mic. Latura care se opune unghiului B, cu B mic. Și cea care se opune lui C, unghiului C, cu C mic. Așa se notează laturile într-un triunghi, da? Deci un triunghi la întâmplare și ținem cont de acest lucru. Că în orice triunghi, suma a două laturi e totdeauna mai mare decât a treia. A plus B mai mare ca C. A plus C e mai mare ca B. Și B plus C e mai mare ca A. Deci, acest lucru este esențial când ni se oferă două, ni se oferă trei segmente. Da? Când ni se oferă trei segmente, nu pentru orice trei segmente la întâmplare, nu pentru orice trei segmente la întâmplare putem construi un triunghi. Și doar pentru acele care au calitatea asta. Că suma a două, oricăror două din ele, e mai mare ca a treia. Suma oricăror două, e mai mare ca a treia. Neapărat asta e condiție de bază. Atunci, practic, numai atunci se întâlnesc cercurile. Da? Deci asta este lucru important, ca să ne înțelegem. Deci dacă vă dau trei segmente, când ne-ați văzut și vă cer să se construiască triunghiul, voi de ce vă interesați întâi și întâi? Dacă... Una dintre alea, dacă A plus B e mai mare decât C... Poate trei să fie. Da. Poate trei să fie îndeplinite.
Da. Deci suma oricăror două din ele să fie mai mare ca a treia. Neapărat toate trei. Deci acestea sunt lucrurile bază. Nu-i vezi pe cele trei, le adun pe primele două și compar cu a treia, dacă prima cu a doua față de a treia, a doua cu a treia față de prima, și dacă se întâmplă chestia asta, atunci triunghiurile de aici se triunghi. Și merită să te apuci de treabă. Da? Foarte, foarte important. Și cum se vă face? Ia unul din segmente, descrii cu al doilea segment un arc de cerc, cu al treilea în partea cealaltă un alt arc de cerc, și iată cele două s-au întâlnit într-un punct B1 și astfel triunghiul este construit. Da? Triunghiul a apărut. Fă și tu din acest lucru. Toată lumea să facă. Deci luați-vă trei segmente. Aveți grijă să le luați așa fel încât suma a două din mai mare decât a treia este esențială. Construim două triunghiuri de acestea. Da? Două triunghiuri. Deci am construit pe C1, A1, B1 și analog AB, analog, construim un alt triunghi mai în partea asta, să zicem A2, C2 și respectiv trasăm și obținem B2. A2, B2, C2. A1, B1, C1 și A2, B2, C2. Deci vreau să construiți două triunghiuri cu dimensiunile acelea fixate de voi. Două triunghiuri situate unul lângă altul. Deci cel două triunghiuri situate așa, unul lângă celălalt. Da, asta trebuie făcut, da? Deci luăm pe el, am luat unul din segmente de bază, nu are importanță pe care îl luăm. Da? Și până o trasez cu lungimea celuilalt un arc de cerc, cu celălalt în partea cealaltă un alt arc de cerc, cele două se întâlnesc într-un punct și așa găsim cel de-al două după dimensiunile acelea. Da? Încă o dată facem triunghiul. După ce am văzut așa, facem încă o dată. Două triunghiuri de acestea vreau să fie făcute de voi. Astea sunt primii pași în geometrie făcuți. Așa trebuie făcut ca să înțelegem câte ceva practic, concret. Da? Deci cu trei segmente, la întâmplare luate, nu putem construi decât dacă segmentele acelea îndeplinesc cele trei condiții. Suma a oricăror două din ele să fie mai mare decât al treilea segment. A oricăror două. Deci două adunate să facă mai mult decât al treilea. Exact cum ne aduce de la Bacău spre Azjud și trecem și un traseu direct Bacău-Azjud și un altul Bacău-Onești-Azjud. Păi, pe oricare față de Bacău-Azjud, prin Onești mai mult. Ai latura asta până la Onești și de la Onești la Azjud. Nu? Suma acestor două e mai mare decât traseu. Dar dacă e invers, Bacău Onești și direct Bacău-Onești. Mult mai mult, ai înconjurat, cum să zicem, nu? Așa și așa trebuie gândit. E un triunghi ăsta în mintea noastră și oricum ai lua, totdeauna două din laturi, e mai mare decât al treia. E mai mare decât latura a treia. Bun. Ce puteți să spuneți despre cele două triunghi când le vedeți? Cuscom. Dacă le-am luat și le-am pune, s-ar suprapune, nu așa? Da. Sunt congruente. Că unul este într-o zonă, din plan și ăsta e într-altă zonă. Deci, triunghiul, deci de aici rezultă, putem, am construit, sunt perfect, identice, pur și simplu identice.
Da? Deci triunghiul, putem spune că triunghiul care? A1, A1, B1, C1 este congruent, spunem în limbajul acesta, cu triunghiul A2, B2, C2, pentru că au C1, A1 cu C2, A2. La fel de lung, da? C1, A1, congruent, spunem, cu C2, A2. Au A1, B1, congruent cu A2, B2. Au C1, B1, nu așa? C1, B1, segmentul ăsta la Alfred, da? C2, B2. Și mai au, dacă vreți, să măsurăm, unghiul ăsta C1 cât A1, C1 cât C2. Da. Deci mai au C1. Vreți să-l măsurați? Măsurați-l cu raportorul. Da. Dacă ați fost riguroși, vă veți constata că a fost exact aceeași măsură. 50 de grade. Deci C1 cu C2, A1 cu A2 și B1 cu B2. Da. Deci toate elementele sunt congruente, 6 elemente sunt, 3 laturi și 3 unghiuri. Corect. Sunt congruente 2 câte 2. Și acum, dragilor, pentru a... Dar noi cum am făcut? Am plecat la 3 segmente, nu? Și am arătat că triunghiurile, am constatat că triunghiurile sunt congruente. Toate elemente sunt congruente. Deci, dacă două triunghiuri au laturile congruente 2 câte 2, triunghiurile sunt congruente. Adică și unghiurile sunt congruente. Da? Și asta e unul din cazuri de congruență. Latură. Displace ție, Mirona, da? Deci, cazul întâi de congruență, că așa ne-au ieșit. Uitați cât de frumos a ieșit, nu? Chestia asta. Deci, dacă se întâmplă condiția și să fie îndeplinită, spune și noi. Cazul de congruență care este? Latură, da? Deci, două triunghiuri. Triunghiul A1, B1, C1. Triunghiul A1, B1, C1 este congruent cu triunghiul A2, B2, C2. Dacă și numai dacă au A1, B1 congruent cu A2, B2, au A1, C1 congruent cu A2, C2 și au B1, C1 congruent cu B2, C2. Deci nu e nevoie să luăm și unghiurile. E suficient să ai toate cele 3 laturi. Că se construiește foarte exact 2, 3, 4, triunghi, câte vrei. Și noi la 2 ne-am oprit pentru că am constatat că cele 2 triunghi sunt identice. În sensul că toate dimensiunile sunt respectate. Segmentele sunt de la bun început, când am folosit pe acele segmente când am pornit, și am constatat că și unghiurile sunt congruente. Sigur că dacă triunghiurile sunt congruente, adică toate elementele sunt toate cele 6 elemente, 2 câte 2 sunt congruente și astea 3 sunt congruente. Deci, insist că am pus la punct cazul, care e acest caz? Cazul latură. Deci, plecând la 3 segmente, cu condiția ca ele să respecte ceea ce am spus mai înainte, suma oricăror 2 să fie mare ca 3, putem construi 2 triunghiuri care sunt congruente. Deci, toate elementele sunt congruente plecând de la cele 3 segmente. Latură. Hai să plecăm de la o singură latură. Nu. De la 2 laturi și un unghi. La 2 laturi și un unghi să vedem dacă putem construi un triunghi. Noi plecăm tocmai invers. Construim triunghiurile. Dacă îl construim, mai construim încă unul din el și atunci înseamnă că avem 2 triunghiuri congruente. Numai cu elementele acestea. 2 laturi
și un unghi. Hai să vedem. Deci se dau, chiar așa spun, să se construiască un triunghi știind două laturi și un unghi. Adică AB se dă, uite, îl scriu, AB și CD, CA cunoscut. Deci AB și CA. Și unghiul, hai să zicem, unghiul aici. Nu, nu, ce al ia un alt segment, uite atât. Da? Ce A. Ce A. Vreau să construim triunghiul ABC. Deci construiți triunghiul ABC știind aceste două laturi și un unghi. Care unghi să luăm? B. Unghiul B. Deci unghiul B cunoscut. Care e? Deci unghiul B de 10, 20, dăm concret. Da. B de, unghiul B de cât vrei? 23. 23 de grade. Să construim triunghiul. Ce facem? Mai întâi construim unghiul. Mai întâi construim un segment. Segmentul A, B, da? A1, A1, B1. De aceeași lungime cu AB. Apoi. Unghiul B, da? Adică B1, cum ne interesează pe noi, da? B1. Pentru asta avem două posibilități. Unghiul B1 să-l vedem în partea asta sau în partea asta față de această dreaptă. Atenție, avem două posibilități, da? Păi o luăm pe aia deasupra. Deasupra, da. Deci aici pui raportorul, măsori unghiul cât are? 20. De 20 de grade. 23 de grade cât ai spus tu. Și duci o semidreaptă. O duci... Cât de grade? Cât de mult. De aici, asta e unghiul de 23 de grade. Nu știu unde să te oprești. Nu. Bun. Acum, CO-ul trebuie să se fixeze pe aici cândva, CO-ul. Păi luăm cu compas, în deschizătura compasului, CA. Nu. Așa. Punem deci... pe A și facem un arc de cer. Așa, bă, bărbate. Foarte tare chestia. Deci el spune așa, ia acum deschizătura compasului pe segmentul CA, da. Fixez vârful compasului în cer, în A, pardon. Și trasăm un arc de cer. Ei, acum trebuie să se întâmple să se taie, dacă nu se taie, nu e îndeplinit condiția aceea. Deci neapărat trebuie să se întâmple chestia asta. Deci dacă cumva nu se intersectează, este semn că acea condiție de existență a triunghiului nu e îndeplinită. Uite, dacă tu ai pus unghiul de câte grade, de 23, dacă îl puneai din 90 de grade, sau de 120, sau știu eu... Dar nu se intersectează. S-a intersectat, da? Deci aici analizăm foarte atent problema, că văd că nu orice unghi e deștept. Avem niște probleme de rezolvat. Păi, cu raportor, luăm în deschizător al raportorului cât e AB de acolo de sus și punem cu vârful în B și trasăm un arc de cer. Și unde se intersectează, acolo e punctul C. Da. Eu am înțeles. Unghiul îl pui așa. Da. Sau foarte bine îl puneam și partea asta. Dar noi ne-am hotărât în partea deasupra, să desigur, în semiparul ăsta, da? Și ai spus așa, că fixezi CA-ul în deschizătura compasului, nu așa? Da. Și în A1 cu vârful, trasezi arcul de cerc până se intersectează cu
Cu cine? Cu semne dreapta asta, nu se B1 pentru a face unghiul de 23 de grade, așa? Da. Bine. Ei, urmărește tu acum următorul lucru, Adi. Deci, s-a intersectat, să spunem. Dacă s-a intersectat aici, ăsta este punctul C1 căutat și ai construit în felul ăsta triunghiul. Da. La fel ca și în partea dreaptă. Și iată că în situația asta pe care o să discutăm, dacă cunosc două laturi, latura asta, latura asta, da? Deci latura asta și cu asta. Că da. A1C1 e cât AC. Da. Și unghiul de aici, unghiul de aici, poți să construiești triunghiul, dar atenție, ca să, numai atât ai condiția, să aibă loc în intersecția, să se întâlnească cercul, da, cu dreapta asta. Dacă nu se întâlnește... Păi la noi s-a întâlnit. La noi s-a întâlnit în problema asta. Dar dacă tu ai fi luat unghiul de, de 100 de grade, ia fă de 100 de grade. Facem din nou, da? Schimbăm problema și spunem unghiul B, îl modificăm. Unghiul B să fie egal cu 100 de grade. Păi mai întâi ia desenăm aia cu AC sau AB. AB. A1 cu B. Așa, desenez un segment, A1 B, de aceeași lungime. Da. De lungimea stabilită. Nu. 100 de grade? Da. Deci măsoară 100 de grade, adică A1B1 în sensul ăsta, așa cam așa vine 100 de grade, peste 90. Da. Așa. 80. Da, da. Și duci unghiul la 100 de grade. Da. Și îndată faci ce lucru? Duci C1A1 îi iei în deschizătura compasului, cum ai făcut? Da, da. C1A1 în deschizătura compasului și trasăm... Trasăm... Întrebarea este dacă se mai intersectează sau nu? Nu. Nu se mai intersectează. Deci nu se mai intersectează. Asta e foarte important. Vezi? Contează foarte mult unghiul. Da, nu totdeauna. Nu totdeauna a fost construit. Da? Nu totdeauna a fost construit unghiul. Pe când dacă ai fi avut unghiul, Adi, dacă unghiul ăsta ar fi fost între ele, deci dacă s-ar fi dat unghiul a unul, ai fi putut foarte bine să construiești unghiul. Da. Din ce motiv? Că ai avut latura, unghiul, iei pe asta cât e lungimea și pur mai unit. Deci latură, unghi, latură. E invers, când unghiul ăsta nu e unghiul dintre cele două laturi, nu merge problema tot timpul. Uneori merge, altfel nu merge. Observația aș face aici. Iată ce observație aș face. Dacă sesizați, într-un triunghi, la latura mare corespunde unghiul mai mare. Latura mai mică, unghiul mai mic. Deci unghiurile sunt și ele proporționale, sunt în funcție de laturi. Deci cea mai mare latură e văzută de unghiul cel mai mare. Iar cea mai mică latură cu un unghi mai mic. Care ar fi ordinea unghiilor, așa, uitându-ne noi la triunghiul acesta? Ăsta pare a fi unghiul cel mai mare.
Al doilea pare a fi unghiul ăsta, ca mărime, și pe urmă al treilea ăsta. Adică cel mai mic, cel mai mic este ăsta A2, C2 pe urmă și B2. E în funcție de laturi, cum am avut laturile. Ei, dacă stau și mă uit aici, în condițiile în care dau două laturi, și dau un unghi, nu ăla dintre ele, ci dau un unghi, alt unghi, la capăt, nu totdeauna pot construi triunghiul. De aceea, la două laturi, unghiul dintre ele este important. Deci la două laturi, unghiul dintre ele este important ca să mă duc la latură, unghi, latură. Cazul de congruență știut de voi. Deci două triunghiuri. Dacă unghiul acela este dat convenabil ca să fie între cele două laturi, atunci pot construi triunghiul. Cum l-am dat aici? Ce? Am dat pe AB, CA și am dat unghiul B. Nu tot timpul pot construi, când știu unghiul B, nu pot tot timpul construi triunghiul. Deci, neputând să-l construiesc, înseamnă că n-am siguranța congruenței a două triunghiuri. Dacă unghiul de aici ar fi fost între ele, ar fi fost perfect. Da? Deci, hai să spunem așa. Dacă știm două laturi, notăm așa. Dacă știm două segmente, așa să zicem, dacă știm două segmente și unghiul format de cele două segmente, putem construi cu siguranță triunghiul. Și anume, deci putem construi cu siguranță triunghiul. Și anume, mă ne plasăm în cazul care, în condițiile acelea. Deci dacă știm cele două segmente, uite, ăsta, și știu și unghiul ăsta de aici, și știu segmentul ăsta, imediat am construit triunghiul AB și ce unghi ar trebui cunoscut aici? Unghiul A. Deci, în condițiile în care dau cele două segmente capătul A, unghiul din A știut. Atunci ce faci? Tu ai venit repede și ai desenat segmentul AB sau A1B1, cum am zis noi. Da. Iei unghiul A în raportor, și ai construit o semidreaptă, nu știi unde să oprești, nu știi unde să-l fixezi pe ce. Însă, îndată, te duci și măsori cât este AC și veni și ai spus aici. Asta e C1. Și atât triunghiul a ieșit. Deci dacă știi două laturi și unghiul dintre ele, construiești cu multă siguranță, cu precizie totală triunghiul. Și mai construiești și un altul, tot atât de bine. Și iată, cele două triunghiuri sunt congruente dacă sunt două laturi cunoscute și unghiul dintre ele. Da? Deci, al doilea caz de congruență, da? Cazul 2, când am zis latură, unghi, latură. Deci, triunghiul, să spunem, A1, B1, C1, congruent cu triunghiul A2, B2, C2, dacă și nu mai dat, au. Ce? Să-ți construiești și pe ăsta de desubt. A2, B2. A2, B2. Și C2. B2. Iată, triunghiul este construit. Ele au A1, B1. Congruent cu A2, B2. Deci A1, B1, congruent cu A2, B2. Unghiul A, congruent A1, congruent cu
unghiul A, 2, am luat într-o singură literă, puteam să-l citim 3 litere, și unghiul și latura A, 1, C, 1, congruență cu A, 2, C, 2. Acesta e cazul cel mai des folosit în practică, de foarte multe ori. Când dorim să arătăm un segment că e congruent cu alt segment, ne propune să-l prindem în două triunghiuri. În cele două triunghiuri să avem șansa să, din raționament și din ipoteză, să putem stabili că triunghiurile sunt congruente și atunci totul este perfect, da? Și în sfârșit, un alt caz, cazul în care am o singură latură și două unghiuri. Și două unghiuri. Deci o singură latură și două unghiuri. Adică știu un segment AB, AB, și știu unghiul din A și din B. Deci știu A, se dă AB, segmentul AB, și se mai dă ce? Unghiul A și unghiul B. De la capete. Păi foarte simplu, bădițile astea. Dacă știu pe AB, n-am decât să construiesc, să zicem, aici A1, B1, în partea asta, să zicem, A2, B2, de aceeași mărime. Și acum, cu raportul ai dus o semidreaptă așa, în urmă și în partea asta o semidreaptă, în partea asta, de măsură știută, hai să le luăm noi A de 30 de grade și B de 50 de grade. Practic facem problema, da? 30 și 50. Iar AB-ul, să zicem că este de 7 cm. 7 cm. Faceți cele două triunghiuri. Deci AB de 7 cm. A de 30, B de 50. A ieșit? Deci A1 pe 1 de 7 cm. Unghiul A de 30, unghiul B de 50. Și este triunghiul foarte repede. Ai respectat așa unghiurile? Da. Da? De cât am spus? De 30 și celălalt de, cât am zis, de 50. Eu nu l-am respectat aici, 50 e mai mare decât 30. Dacă ăsta ar fi de 30, nu-i. Chiar mai mic este. Trebuie să împart în 3 acum. Deci 30 aici și 50 cam așa. Iată, cam așa ar trebui să arate triunghiul. Da? C1. Cam așa. Iar ăsta mai mare de 90 va fi. Cât va fi? 30, 30, 50, 80. Și ăsta rămâne să fie 100. Ia vedeți dacă nu rămâne chiar 100. Măsurați-l și pe ăla din vârf. Eu zic 100 trebuie să fie. Pentru că suma unghiilor cât fac într-un triunghi? 180. Și dacă ăsta e 30, 50, 80, și cu 100, 180. Da? Deci... Când două triunghiuri sunt congruente, în alt caz, triunghiul care am spus A1, B1, C1, latura e la mijloc, da? Și unghiul stânga și dreapta. Unghi, latură, unghi. Deci triunghiul A,
BC, A1V1C1, congruent cu triunghiul A2B2C2, dacă și numai dacă au ce să aibă latura A1B1 congruentă cu A2B2, latura, deci asta A1B1 cu A2B2, unghiul A1 congruent cu A2 și unghiul B1 congruent cu B2. Suntem în cazul de congruență. Latură unghi. Latură unghi unghi. Sau unghi latură unghi. Poate ar fost mai interesant să fi păgat latura la mijloc. Așa să fac asta. Ca să înțelegi și mai bine. Deci unghiul A1 congruent cu unghiul A2 și A1B1, latura A1B1, congruent cu A2B2. Și acum se vede foarte clar, Adi, da? Da. Unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Acum, să știți că tot atât de bine dacă ar fi fost latură, unghi, unghi. Adică latură, unghi și unghiul ăsta. Tot atât de bine. Pentru că dacă două din unghiuri sunt cunoscute, al treilea știu. Din ce motiv știu? Că suma lor cât trebuie să facă? 180, da? Da. Deci dacă dădeam așa, unghiul B1 de câte? B-ul de 50 și ăsta de 100. 150 până la 180 mai devreme 30. Știi ai revenit 30 și atunci te duci. Știu pe asta, ăsta e de 30 și ăsta e de 50 și ăla vine prin... Nu prin... ca o consecință vine de 100. Da. Deci dacă știi două unghiuri și o latură, deci dacă se cunosc două unghiuri și o latură, totdeauna poți construi triunghiul. De așa, dar... Suntem în cazul acesta de congruență și ăsta destul de des folosit. Două unghiuri cunoscute și o latură. Deci, să recapitulăm. Când vrem să arătăm că două segmente sunt congruente, nu ne gândim la cazul latură-latură-latură. Nu. La unul din cazurile acestea. Pentru că aici, la cazurile acestea, două laturi date sau o singură latură dată. Și noi pe cea de-a treia, care trebuie să o găsim, trebuie să o încadrăm în triunghiul acela. Aceea va ieși ca o consecință a faptului că triunghiurile sunt congruente. De aceea, foarte des în probleme, găsim cazul ăsta latură unghi latură sau unghi latură unghi. Da. Deci latură unghi latură sau unghi latură unghi. Cele mai des folosite. Mai rar se întâmplă să avem latură latură latură, pentru că în multe probleme avem de arătat două segmente sunt congruente. Avem și anumite probleme, să zicem, unde trebuie să arătăm două unghiuri sunt congruente și atunci le prindem două triunghiuri și trebuie să arătăm că triunghiurile sunt congruente și de acolo să iasă problema. Ei, după ce am discutat treaba asta, aș vrea acum să ne întoarcem la problema aceea care v-am propus-o eu, să o studiați. 48, da, opriți-o și faceți un...